Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti împreună prăjitura Boston, o prăjitură extrem de fină și delicioasă și foarte ușor de pregătit. Deci, dragii mei, haideți să începem cu pregătirea blatului. Pentru blat vom pune într-un bol mai mare un ou la temperatura camerei, 70 de grame zahăr brun sau zahăr normal, un praf de sare și vom mixa aproximativ 3-4 minute. Iar acum vom adăuga 50 ml ulei, 60 ml lapte, o linguriță pastă de vanilie, 25 de grame de cacao, 70 de grame făină, 6 grame praf de copt și vom mixa la viteză mică. Iar ultimul ingredient, 40 ml de apă fierbinte și mixăm. Compoziția este gata, acum această compoziție o vom turna într-o tavă de 20 cm pe care o vom tapeta cu hârtie de copt și o vom da la cuptor timp de 15 minute la 180 de grade Celsius. Blatul nostru este gata, uitați cât de bine arată, îl vom lăsa să se răcească puțin, după care, cu mare grijă, îl vom scoate pe un grătar. Înlăturăm hârtia de copt și vom tăia blatul de 16 cm. Dacă doriți, puteți să faceți prăjitura și de 20 cm. Vom da deoparte și ne apucăm de cremă. Pentru cremă vom avea nevoie de un ou la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr, un praf de sare, o linguriță pastă de vanilie, și vom mixa. Vom mixa pentru aproximativ 2 minute. După cele 2 minute de mixare, vom adăuga 40 grame amidon de porumb, mixăm, 200 ml frișcă lichidă, 200 ml lapte. Și vom fierbe această compoziție amestecând continuu până se îngroașă. Crema noastră începe să se îngroașe încet, încet. O vom lua de pe foc, o vom transfera într-un bol mai mare, o vom acoperi cu folie alimentară și o lăsăm să se răcească bine la temperatura camerei. Într-un bol mai mare vom adăuga 100 de grame de unt moale, vom mixa pentru aproximativ 2 minute, după care vom adăuga puțin câte puțin din crema pe care am pregătit-o mai înainte și mixăm. Este o cremă extrem de fină și foarte, foarte bună. Se poate folosi la diferite prăjituri și torturi. Și crema noastră delicioasă este gata. Acum ne întoarcem la blat. Peste blat vom pune 4 linguri de dulceață de vișine. O vom întinde frumos pe toată suprafața prăjiturii, după care vom adăuga crema. Vom întinde și crema frumos pe toată suprafața prăjiturii, să fie cât de cât uniform. Vom rezerva prăjitura la frigider și în continuare ne vom ocupa de glazură. Pentru glazură vom avea nevoie de 80 de grame ciocolată neagră cu 54% cacao și 80 ml de lapte fierbinte. Amestecăm foarte bine să se topească ciocolata, după care această glazură o vom turna peste prăjitură. Și vom da prăjitura la frigider pentru 3-4 ore. După care vom scoate prăjitura din inel,
O vom tăia, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Pentru a tăia prăjitura, eu înainte încălzesc cuțitul în apă fierbinte. Am tăiat prăjitura, uitați cât de bine arată. Iar acum pe deasupra vom decora cu ciocolată albă. După cum ați văzut, dragii mei, este o prăjitură destul de ușor de pregătit și este extrem de bună. Chiar merită să o încercați. Vom da prăjitura la frigider să se întărească ciocolata. Și prăjitura noastră Boston este gata. Iar acum vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor! Pa, pa!